Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la punctul PI de această dată cu Irina Lubunu, cu Flora Ordean. În studioul nostru este Radu Samson, președinte USR Roman. Bine ai revenit la noi, Radu. Sir, Roman, bine v-am găsit. Mulțumesc. Aș vrea să discutăm câteva subiecte locale și câteva naționale. Aș începe, spun eu, cu cele naționale. Desigur, și apoi restrângem spre locale. Da. Exact. Sunt câteva discuții în partidul vostru la nivel național. Cozet Chichirău și-a anunțat, pe lângă intenția de a participa la alegerile interne, și o intenție de a reforma partidul. De ce apare reforma și de ce au început discuțiile? Pentru că noi ne gândeam că USR-ul e așa un partid unitar, unit, fără contre în interior. Pentru că asta slăbește partidul. Nu slăbește partidul. Gândiți-vă că oricare trei oameni adunați într-o încăpere se vor împărți în două grupuri, dacă sunt cel puțin trei. Pentru că așa suntem noi ca... Așa e natura noastră umană. Nu e vorba de o împărțire în grupuri, ci e vorba mai degrabă despre viziunea asupra viitorului partidului. Divergențe de opinie? Diferențe de opinie asupra viziunii viitorului partidului și a viitorului cu privire la felul în care va face USR lucrurile în continuare. Și aici există două viziuni. Există viziunea actuală, cea conducerii actuale, formată din Dan Barna, Cristian Ghinea și o grupare mai mare din tot felul de specialiști, pentru că ăsta e avantajul la USR. În ambele viziuni, echipa care își propune să conducă în continuare partidul este o echipă de calitate. Și asta e bine, că oricu cine merge mai departe vom câștiga. Da, dar uite că cel puțin deputata USR spune că team building-ul președintelui va dispărea în cazul în care trece, da, așa. E... Plus că nu, în USR nu avem nevoie de cultul personalității. Au început deja osanalele la adresa președintelui. Nu e vorba neapărat de osanale. Acum noi ca popor într-adevăr suntem... Suntem fățarnici. Eu zic că suntem programați să simțim nevoia de un șef? Un mesia care să ne rezolve toate problemele. Pentru că așa am fost, probabil așa am fost educați. Nici mesia nu rezolvă probleme dacă exact. Nu credem în el, așa și, că... Exact. Și fiind educați în spiritul ăsta, tot timpul ne adunăm în spatele cuiva și nu neapărat ne așezăm lângă cineva ca să muncim împreună. Ci ne adunăm în spatele cuiva, îl susținem pe el și sperăm ca el ne va rezolva problemele. USR a fost construit ca o echipă care lucrează împreună și care face front comun. Nu un partid triunghiular adunat în spatele partidului în spatele conducerii cu președintele la vârf. Așa a fost construit. Se știe că din USR s-au ridicat din rândul membrilor USR, chiar și a celor mai vechi și dintre cei mai noi, s-au ridicat multe voci cu potențial și nu în politica din România, ci în posibilitatea de a schimba România, pentru că avem oameni pregătiți în toate județele, există echipe de conducere destul de bune la filialele județene și oameni cu viziune, oameni tineri, mulți dintre noi au fost plecați în afara țării la studii, s-au întors cu ceva experiență de acolo, foarte mulți dintre noi, o categorie mai mare decât prima chiar aș putea spune, suntem antreprenori și venim din mediul privat și venim cu mentalitatea din mediul privat, adică cu o dorință de orientare a lucrurilor spre eficiență și nu spre tărăgânare și cum funcționează azi, mai angajăm o mătușă, mai angajăm o amantă. Deci scopul e ca activitatea instituției pe care fiecare instituție care va fi conduse de reprezentanții ai USR în următorii ani să devină eficientă. Cam asta e viziunea generală a partidului. Și aici există două metode. Există metoda pe care o implementează actuala conducere, o democrație puțin autocratică, să spunem. Deci, e o democrație cu limite, e o democrație limitată în care ni se spune, uite, astea sunt problemele de rezolvat, spuneți-mi voi care soluțiile. Fiecare membru sau fiecare dintre noi care are o părere spune, da, eu aș vrea să facem așa, eu propun că ar trebui să facem așa, iar la sfârșit conducerea vine și zice mulțumesc, ăsta e planul.
Făcut din făcut nu neapărat din propunerile cu care venim noi din teritoriu, ci planul era probabil deja făcut înainte, dar ni s-a dat ocazia să vorbim înainte de a ni se prezenta planul. Și e o metodă care poate funcționa dacă echipa de la conducere are o viziune destul de bună. Și acolo apar divergențele, că tabăra, gruparea cealaltă, gruparea condusă de colega de la Iași, de Cozet Chichirău, ei sunt și probabil pe bună dreptate, pentru că ăla e la final spiritul adevărat al USR, ei sunt adepții democrației participative, în care toată lumea vine cu idei, ok, avem un proiect atât de mare de făcut, îl împărțim în 7 domenii sau 7 grupuri de lucru, fiecare cu o bucată de proiect. Ăsta e modelul care se practică foarte mult în mediul privat. Împărțim proiectul în 7 bucăți și facem echipe pentru fiecare bucată și la final lipim toate bucățile împreună, iar fiecare echipă pe bucata ei consultă toți specialiștii din partid sau pe specialiștii interesați să participe din partid. Yeah. Cu posibilitatea de soluționare mai aproape de 100% decât dacă ar încerca doar nu șeful, mai aproape de 100%. Nu există o viziune greșită, ci sunt doar două viziuni diferite asupra lucrurilor. Da, nu, dar mi se pare mai ok cea de-a doua. Deci poate fi, ține în mod exact, ține fix de gusturile fiecăruia sau de dorința fiecăruia de a se implica. Pentru că și membrii, să spunem, USR are la ora actuală vreo 16-17 mii de membri în toată țara. Și membrii, și chiar membrii foarte activi ai partidului, sunt de două categorii. Sunt cei care vor să-și facă ideile auzite, care vor să contribuie în mod direct la un program, La formarea unui program, și există și cei, și e normal că așa suntem împărțiți și în societate, și există și cei care vor să participe la implementarea programului și nu la constituirea lui. Adică dacă conducerea pune programul pe masă, există o categorie mare de membri care spun ok, ăsta e manualul, să trecem la treabă, dar nu vor să participe la scrierea manualului. Și de asta v-am zis, e doar o diferență de viziune, nu există o viziune greșită, sunt două viziuni concurente. Vom vedea care dintre ele câștigă. Dar amândouă sunt corecte. Și vom vedea undeva la începutul lunii septembrie, nu? Congresul USR, în care va fi ales viitorul birou național și președintele partidului, de fapt, va fi ales prin votul tuturor membrilor. Undeva la începutul lunii septembrie, alegerile se vor întinde pe 7 sau 10 zile, nu mai țin minte exact, pentru că se votează electronic, iar la congresul de pe 14 septembrie, de la Timișoara, acolo va avea loc congresul biroul USR, național, nu? Va fi ales biroul național, va fi ales comisia de cenzori, care e un fel de tribunalul partidului, să spunem, așa, și nu comisia de cenzori, comisia de arbitraj e tribunalul partidului, și comisia de cenzori, care e supraveghetorul financiar al partidului. Am înțeles că pe lângă Cozet Chichirău și Dan Barna s-au mai înscris alți trei candidați pentru partidului. E democrație, se poate înscrie oricine la orice funcție în partid. Vedeți că suntem cărcotași așa în general. Pe vremea lui Ceaușescu, înainte de Revoluție, și evident toată lumea era nemulțumită înainte de Revoluție, dar după Revoluție toată lumea spunea că atunci era conducătorul unic, care era ales cu 100% din voturi, pentru că așa era legea. Și așa era dorința poporului. Dar nu știu dacă mai încerca cineva să candideze, nu? Așa nu îndrăznea nimeni, candidatura. Exact. Și acum, în momentul în care vedem într-un partid care s-a format natural, cum e USR-ul, un partid constituit din oameni cu bune intenții, adunați la oaltă de toate orientările politice, adică avem și socialiști, și libertarieni, și progresiști, și ecologiști, avem tot felul de oameni care sunt orientați spre a împinge România înainte, că despre asta e vorba. România a rămas blocată în timp, ba chiar a și regresat în o parte din ultimii 30 de ani. Și fiecare dintre noi a venit în USR pentru că a văzut că USR e într-adevăr altfel, și în momentul în care există pluralism politic în interiorul partidului, din exterior se arată cu degetul la noi că nu ne înțelegem. Păi ne înțelegem, dar despre asta e politica, despre
posibilitatea de a alege dintre mai multe viziuni. Și despre asta ar trebui să fie în general. Când și-a revalidat Liviu Dragnea mandatul de președinte al PSD și a ieșit în fața Congresului și a întrebat: vreți să mai fiu președintele vostru sau vreți să fiu în continuare președintele vostru? Nu știu cum a întrebat. Cine ar fi spus nu? Toată presa a zis: păi uite, la PSD nu se alege democratice ca un singur candidat. Deci varianta aia clar nu e bună, nu e funcțională, și atunci când la USR lucrurile se fac complet diferit și există două viziuni bune amândouă, concurente în interiorul USR, de ce nu ne înțelegem între noi? Ne înțelegem între noi doar că, într-adevăr, una dintre gruparea care va câștiga majoritate în conducerea partidului, va da direcția în continuare. Cum se vede lucrul ăsta în interiorul partidului? Cel puțin, poftim, în organizația de la Roman. Au fost discuții vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la nivel național? Îmi place să cred. N-a întrebat nimeni, adică nu te-a întrebat nimeni noi cum o să votăm dacă ni se va cere votul. Și ăsta e un alt atu al USR-ului, că la Congresul Național nu se dă indicație de vot, exact, nu se dă indicație de vot de la liderul de grup și fiecare votează în conștiință și cum consideră că ar vrea să funcționeze lucrurile în continuare. Dar discuții nu sunt? Sunt și discuții și dezbateri, evident, dar sunt de ordine intern. Sunt de ordine, cu toți avem simpatiile noastre. Știți cum? Gândiți-vă că USR-ul și orice partid care funcționează cum trebuie, care nu e construit pe influența unor baroni sau pe dictaturi din astea politice, cum a fost dictatura lui Liviu Dragnea la conducerea PSD, orice partid care e construit natural și funcționează așa cum ar trebui, ar trebui un partid să funcționeze. Orice societate, este o comunitate mai mică. La fel cum și Romanul e o comunitate și anul viitor ne vom alege un primar și un nou consiliu local. Și atunci noi, comunitatea, vom fi împărțiți în mai multe grupuri, că unii o să-l vrea pe ăla, alții o să-l vrea pe celălalt, datorită viziunilor diferite sau programelor diferite pe care le propun candidații. Același lucru se întâmplă și într-un partid, în USR în cazul acesta, și e perfect natural să se întâmple. Dan Barna este trecut ca și participant la candidat la alegerile prezidențiale din partea USR. Începeți strângerile de semnături? Dan Barna este candidatul la alegerile prezidențiale al Alianței USR Plus. Alianța USR Plus sau Alianța 2020, de fapt. Alianța USR Plus 2020, asta e denumirea completă. Este alianța care a luat locul 3 la alegerile europarlamentare, la o diferență de numai 12.000 de voturi din 2 milioane în spatele PSD-ului. Și da, intenționăm să... A fost o surpriză, a fost multă muncă în spate și cred eu că a fost un apel la trezire pentru România. Participarea la scrutinul electoral a fost foarte mare, peste 50%, ceea ce e foarte bine, că așa se construiește democrația, cu participare, și într-adevăr rezultatul a fost reprezentativ pentru România. Și scopul Alianței 2020, USR împreună cu partidul Dacian Cioloș, cu Plus, vrem să câștigăm alegerile prezidențiale, anul viitor la alegerile locale să câștigăm cât mai multe primării și consilii județene, la alegerile parlamentare de la sfârșitul lui 2020 să obținem o majoritate în Parlament sau măcar o majoritate pe care să putem forma într-o coaliție parlamentară, da. Așa ca apoi să reașezăm România pe șine ca să meargă în direcția în care trebuie. Și o direcție pe care nu dorim cu toții. Nu cred că există îndoială că toți cetățenii României sau foarte mulți dintre noi consideră că e necesară o schimbare de paradigmă și asta propunem noi. Să aveți succes. Mulțumesc. În perioada aceasta sunt anumite discuții vis-a-vis de pensii. S-a tot discutat pe marginea pensiilor speciale. E știut faptul că în România sunt mulți pensionari.
Mulți beneficiari de pensii speciale, că sunt două categorii diferite. Da. Și pensionarii cu pensii speciale intră la categoria pensionari, da. Dar nu cred că majoritatea din categoria pensionari se identifică cu beneficiarii de pensii speciale, că sunt diferențe foarte mari de clasă. Un pensionar de rând are pensie 1.000-1.200 de lei și unul cu pensie specială ajunge și la 20.000-30.000 de lei pe lună. E atât de rău înțeleasă chestiunea aceasta cu pensiile speciale, pentru că, de exemplu, în categoria de pensionari speciali, deși n-au deloc venituri foarte mari, sunt cei care au lucrat în mină, sunt cei care au lucrat în condiții speciale. Deci aceia ar trebui să fie beneficiarii pensiilor speciale. Ori exact. Noi, ca pensie specială, înțelegem pensionarii, mă rog, cei care și-au activat prin Parlament, exact, prin parlamentari, primarii vor beneficia și președinții consiliilor județene vor beneficia de pensii speciale. Magistrații, și polițiștii care ies, instituții, adică, da. Sunt polițiști care au ieșit la pensie și la 40 de ani, 40-42 de ani, polițiști, cadre militare, oameni tot din instituțiile statului care au ieșit la pensie la 40-42 de ani, au pensie specială 4-5-6 mii de lei și imediat după ce au ieșit la pensie s-au angajat, cum e cazul la Roman, de exemplu, șeful poliției locale are și pensie specială, deși are vreo 45 de ani și lucrează, e și șeful poliției locale, deci el are două venituri care sunt ambele de la stat, omul din bugetul spune, local. Omul spune dacă național. Legea mă ajută, nu fac nimic ilegal. Da, orice nu e interzis e permis, corect. Deci, corect. Și nu e vina una... lui că exact. Primăria a decis să-l angajeze. El s-a prezentat la concurs. Exact. Primăria putea să specifice, angajăm doar persoane care nu sunt pensionari. Trebuie schimbată legea. Trebuie umblat cu siguranță, la siguranță. Lege. Până la urmă, acolo e buba. Dar să vorbim despre mărirea de pensii. E un lucru declarat de mai mult timp, deci nu putem cataloga ca și măsură electorală sau preelectorală. Da, deci era un program de guvernare. Da, era guvernare. Un program de guvernare și era o mărire etapizată a veniturilor din pensii. Dar se spune că vor fi mărite toate pensiile bazate pe contributivitate. Mai puțin cele speciale. Adică ce să înțelegem? Că sunt oameni care n-au contribuit și au pensie? Cum ar fi probabil cei pe caz de boală? Păi sau... gândiți-vă, de exemplu, un primar sau un parlamentar care e pensionar și care beneficiază de pensie specială pe lângă pensia de drept. Că, de fapt, de aici vine problema, că beneficiarii de pensii speciale au și pensiile de drept. Și primește pensia de drept pentru 30 de ani de activitate în câmpul muncii, sau 20, 50, 40, cât a avut fiecare, și pe lângă această pensie, de exemplu, parlamentarii mai primește și o pensie specială, egală cu, este o formulă matematică de calcul în spatele ei, dar în principiu e vorba de 1.700-1.800 de lei pentru fiecare mandat în Parlament, în limita a 3 mandate. Deci dacă domnul Tăriceanu, la finalul mandatului de parlamentar, că e senator acum, dacă la finalul mandatului decide de parlamentar să nu mai candidează și se pensionează, pe lângă pensia lui de drept, care probabil va fi destul de mare, va beneficia și de o pensie specială. În cazul domniei sale e vorba chiar de o valoare mai mare, pentru că un parlamentar are, nu știu, 10.000 de lei pe lună, iar domnul Tăriceanu, fiind președintele Senatului, are vreo 20.000 de lei pe lună și atunci pentru mandatul ăsta ar primi 3.000 de lei pensie. Și 3.000 de la mandatul, 3.000 și ceva de la mandatul ăsta și cu încă două mandate, că el are vreo 6 de toate, e parlamentar de o viață și toate pensiile... E de carieră parlamentar. E de carieră, e din 1992 tot a fost parlamentar și toate pensiile astea adunate, deci domnul Tăriceanu, pe lângă pensia lui de drept, care o fi 2.000 de lei, 2.500 de lei, nu știu cât e, cât va fi calculată pe baza contributivității, va primi și o pensie specială care nu are legătură cu contributivitatea de vreo 6-7 mii de lei. Și la pensiile alea se referă această măsură, că nu se măresc pensiile care nu au la bază contributivitatea. În 2019, deci la 1 septembrie, punctul de pensie va fi 1.265 de lei, în 2020 1.775 de lei, în 2021 1.875 de lei, iar din 2022 valoarea punctului se va indexa anual cu rata inflației și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Se spune că statul plătește lunar peste 80 de milioane de lei în plus față de cât au contribuit
privilegiații pensiilor speciale, numărul beneficiarilor a crescut în iunie față de luna mai, ajungând la 9.312 față de 9.303 cât erau în luna mai. Creșteri înregistrate din punct de vedere al sumelor. La pensiile magistraților au ajuns 18.225 de lei, de la 18.180 în luna mai. Din datele... Gândiți-vă că în perioada următoare, adică problema asta cu pensiile se adâncește destul de mult, pentru că în perioada următoare vor începe să iasă la pensie și categoria pe care îi numim noi de creței. Cei născuți după 1967. Și dacă ești născut în 1967, pe baza vârstei, că mulți dintre ei au ieșit deja la pensie, au ieșit mai devreme, ai 52-53 de ani, în următorii 10 ani, peste 10 ani, vor începe să iasă la pensie valuri întregi de oameni născuți după decret, când natalitatea în România a crescut foarte mult. Și când vor începe să intre în grupul pensionarilor câte, nu știu, 700-800 de mii de oameni pe an, să vedem de unde atunci mai face vom avea statul... o foarte mare problemă și tocmai pentru asta statul ar trebui să dezvolte infrastructura pentru preîntâmpinarea acestei probleme. Statul ar trebui să dezvolte infrastructura pentru a facilita accesul industriilor în toate zonele țării și astfel s-ar orienta mai mulți investitori spre România. Dar din lipsa infrastructurii, investitorii vin și nu au curajul să se extindă foarte mult și vă dau un exemplu de la noi din județ, de exemplu Piatra Neamț. E un oraș cu un potențial destul de mare din punct de vedere al populației, e aproape de două ori mai mare decât Romanul ca număr de locuitori și totuși toți investitorii aleg să vină la Roman. Pentru că noi avem 85 care traversează Romanul și e o cale de comunicare. Piatra Neamț, din păcate, e izolat din punctul ăsta de vedere. Dacă între Piatra Neamț și Bacău ar exista un drum expres, nu mai spun dacă ar exista o autostradă care se ducă din județul Neamț până în vestul țării, ar scădea investițiile în Roman? Ar scădea, nu neapărat că ar scădea Roman, dar s-ar orienta un investitor și spre Piatra Neamț, pentru că e și zonă cu potențial turistic, e și zonă cu forță de muncă mai multă decât e Romanul, pentru că la Roman forța de muncă e destul de ocupată și angajatorii sunt destul de disperați tocmai din cauza asta, că nu găsesc angajați. Ei, la Piatra Neamț există forță de muncă, nu există locuri de muncă pentru că nu se dezvoltă industrie din cauza lipsei infrastructurii. Și dacă nu va veni la guvernare un partid care să ia în considerare aceste probleme, atât la nivel județean, local județean și la nivel național, ne vom trezi peste 10 ani că un angajat nu va mai contribui la stat, adică raportul între angajați și pensionari nu va mai fi de 1,6 cum e acum, e de, cine știe, va fi de 3,5-4 pensionari la un singur angajat. Nu va face față, clar. Cu siguranță. Probabil că trebuie să revenim la acele planuri pe cincinal și pe deceniu, pentru că situația o impune. Deci peste 10 ani trebuie să revedem un pic sistemul de pensii și nu numai, și sistemul de sănătate, pentru că și acolo sunt probleme. Trebuie să ne pregătim de acum pentru peste 10 ani. Păi ar trebui acum să facem planul, nu? Exact. Să vedem cine va câștiga alegerile și cu ce planuri vor veni pentru cincinal și pentru deceniu, nu? Desigur. O să luăm o scurtă pauză de publicitate și o să revenim. Rămâneți alături de noi!